Este un spectacol de teatru obținut pe aria tematică patrimoniu cultural material, pe aria de finanțare. Avem acest spectacol, Picături de istorie. Este un spectacol de teatru labirint, organizat în parteneriat cu Teatrul de Stat Constanța, cu Primăria Municipiului Constanța și cu Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța. Spectacol care, a cărui desfășurare va fi împărțită în trei planuri. Vom începe din părculețul arheologic din fața edificiului roman cu mozaic, acolo se va întâmpla prima parte. Apoi actorii și publicul vor trece prin edificiul roman cu mozaic și vom mai desfășura în jur de 10 minute ale acțiunii pe platoul de lângă edificiul roman cu mozaic și apoi vom coborî la termenele romane pentru ultima parte a spectacolului. Avem în baza documentației realizate de Cristian prietenul Ciolera. nostru Cristian Cealera un scenariu realizat de doamna director de la Teatrul de Stat Constanța, doamna Dana Dumitrescu. Și, practic, acțiunea spectacolului este compusă, este bazată pe poveștile de viață ale persoanelor a căror epitafuri sunt înscrise pe pietrele de mormânt din părculețul arheologic de lângă Muzeul de Istorie. Avem Nobila Epifania, legionarul veteran Valerius Germanus, negustorul grec Asclepiades, gladiatorii Argutos și Scirtos, dar și, bineînțeles, poetul latin Ovidius sunt personaje în acest spectacol. Trecem la Star Crash. Este o finanțare obținută în urma unui proiect depus pe aria tematică artele spectacolului teatru, un buget mai mare de data asta, 89.000 de lei, 80.000 de lei finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național și 9.000 de lei contribuție proprie. Și partener este Complexul Muzeal de Științele Naturii Constanța. Domnul director aici de față a pregătit și documentul să-l semnăm în cadrul acestei conferințe de presă. Proiectul presupune producția unui spectacol de teatru pe baza scenariului dramaturgului clujean Cristian Beuite Cheresteș. Spectacolul se numește Star Crash și cuprinde elemente adaptate și combinate din mai multe spectacole de teatru, din poezii, din jocuri video, din filme care au ca subiect cerul, universul, planetele și așa mai departe. Deci, spectacolul se produce, suntem deja în timpul repetițiilor generale și se vor desfășura 12 reprezentații, începând de miercurea viitoare, de pe 19 septembrie și până pe 3 noiembrie. Vă vom pune la dispoziție programul. Dar, începând cu ora 19, se vor întâmpla 12 reprezentații ale acestui spectacol, Star Crash. Părerea mea este că toți cei care află ar fi bine să și vină să vadă una măcar din cele 12 reprezentații, cu toate că eu sunt convinsă că dacă vor vedea una vor dori să revină. Este un cadru special acesta al planetariului. Prima dată când am intrat pentru o repetiție în sala planetariului, am constatat că noi ca actori nu avem parte de o astfel de experiență pe scena teatrului. Este cu totul altceva, începând de la acustică și terminând cu faptul că suntem una cu publicul de data asta, nu mai suntem despărțiți de niciun fel de scenă. Avem altă stare, se creează un alt fel de spectacol. Practic, cei care nu ați fost la planetariu sau care ați fost mai de mult și ați uitat, spațiul de joc are un diametru de 2 metri, ceva de genul ăsta. Adică actorii nu vor fi la o distanță de public, se vor atinge cu cei din primul rând și așa mai departe. Acustica deosebită a sălii conferă așa o atmosferă și mai ieșită din comun. De asta știu și cred că va fi un spectacol deosebit și cu implicații emoționale majore. Un spectacol cu stele și despre stele. Textul este scris în întregime, având doar la bază idei din spectacole care vorbeau despre stele sau, mă rog, au avut ceva în comun cu stelele. Dar textul este absolut original, este o poveste simplă de iubire sau cotidiană, care se întâmplă în preajma stelelor. De fapt, pățim mai cu toții așa câteodată. Dacă m-ați fi întrebat pe mine,
lucru, chestia cu de unde v-a venit ideea, eu v-aș fi spus că mi-a venit, uite așa, apropo de planetariu, pentru că planetariu este un spațiu neconvențional. Și să știți că aici, la Constanța, nu prea s-a dezvoltat sau nu prea se dezvoltă, nu prea este ajutat jocul actoricesc sau teatrul în spații neconvenționale. Să agăți necunoscut? Poftim? Cum ar fi? Dar ce crezi că sunt? Nu! Te-am văzut pe tine întins pe jos nemișcat și m-am gândit să verific să nu fii mort sau ceva de genul. Aha. Așa verifici tu dacă e cineva mort. Și ce era să zic? Hei, băiatul, ai murit? Nu, să mă întreb dacă mă simt bine sau ceva. Măcar fumez de m-ai întrebat pe mai de foc. Și ce? Contează? Nici măcar nu contează. Îmi pare rău că te-am deranjat de la privit cerul. Eu cu acest spectacol de teatru vreau să promovez planetariu, că iarna nu prea avem vizitatori. Oamenii își imaginează că funcționăm afară, că cred că suntem o instituție estivală. Și le arătăm că existăm. Adică awareness-ul ăsta este foarte important pentru noi, pentru noi este un beneficiu evident aceasta, mai mult manifestare culturală. Da, vreau să fac un planetariu de vară, care să fie neîncălzit, doar de vară, cu o construcție ușoară, încadrată în natură, cu o cupolă de 15 metri, 200 de locuri, care să aibă un aspect mai natural, găsesc înclinată la 15-20 grade, cum trebuie pentru un planetariu. Iar planetariul ăsta, care are și istorie, și frumusețe, și acustică, greutate, dar care are limite la 60 de locuri și limite de aerisire. O clădire așa de bine, cu o acustică așa de bună, nu are cum să aibă prea multe geamuri. Și dacă n-ai geamuri, nu mai e standard de ISU. Trebuie să lași, să aerisești, să schimbi aerul timp de o oră după fiecare reprezentație. În orice caz, rămâne și ăsta, rămâne planetariul pentru copii. Este foarte impresionant vocea cum se aude acolo. Pentru astfel de manifestații, de ceva ieșit din tiparele prezentării la planetariu, pe științific. Deci aș vrea ca vara să fie planetarul de copii și în timpul iernii să fie planetarul normal cu evenimente științifice, iar vara să am planetarul și o mare funcțional. Plus că, și o spun în premieră, am semnat un acord de finanțare cu încă trei parteneri. Este vorba de Muzeul de Artă Cavarna, este vorba de Academia Militară de Marină Civilă, este vorba de Liceul Mircea, cu care am semnat un proiect împreună, un acord de parteneriat și care ne-a ieșit. Este un proiect transfrontalier prin care dotăm planetariul cu un proiector de jumătate de milion de euro. Un proiector hibrid care va fi între cele patru existente la ora actuală în România, sunt trei sau patru, fiecare care are statul mare. Și vom avea și noi un astfel de proiector, care îl vom putea muta de colo-colo, iarna în planetariul mic și vara în planetariul mare și pe acesta să avem avem o creștere și în domeniul ăsta al planetariului. La vizitatori, la planetariu, am avut până acum 31.000. La delfinariu, până acum 300.000 de vizitatori. Asta înseamnă că există acești 300.000 de vizitatori, jumătate ar merge într-un planetariu. Dar nu-i poate primi ăsta nimic. Și în consecință vom face cumva un planetariu mai mare să-i poată primi. Bun. Și trecem la cel de-al treilea proiect. Se numește Teatru Cărări între emoticoane și sentimente. Finanțarea obținută la aria tematică artele spectacolului teatru, buget total 89.000 de lei, 80.000 de lei finanțare de la AFE. Proiectul nostru este menit să faciliteze accesul organizat al liceenilor constanțeni la spectacole de teatru. Practic, prin acest parteneriat încercăm să aducem elevii de liceu la 12 reprezentații ale spectacolului Emoticon Skin, în mod gratuit, și, cum spuneam, organizat. Să facem un gen de planificare și să-i aducem la cele 12 reprezentații. Este un parteneriat prin care sper ca beneficiile culturale să nu fie singurile, ci să urmeze și alte parteneriate de acest gen. Fiindcă eu îmi doresc o deschidere și doresc ca instituția asta să fie instituție de cultură, nu numai o instituție de spectacol sau o instituție de izgredire zoologică, să fie și cultură, cultură curată. Totdeauna am această întrebare, noi suntem muzeu, trebuie să facem cultură,
Și întrebarea mea este unde e cultura și unde e știința?